O femeie din Vama a murit sâmbătă noapte după ce a fost călcată de 3 mașini. Femeia de 86 de ani a fost lovită prima dată de o mașină al cărei șofer nu se cunoștea, după care a fost proiectată pe cealaltă bandă de mers a drumului și lovită de alte două mașini. Prima mașină, o auto utilitară, a fost găsită abandonată după calea ferată din Gura Humorului. Între timp a apărut și șoferul, în persoana unui bărbat de 39 de ani din Suceava, care acum este cercetat în libertate pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului. După ce a fost dat afară din PSD și a pierdut astfel funcția de consilier județean, Ioan Corjuc a fost ales în funcția de președinte al Comisiei de Administrație, Ordine Publică, Siguranță Națională și Dezvoltare din PDL. PDL are 8 comisii de specialitate, dintre care în 4 cazuri s-au ales președinții. Ioan Corjuc a fost demis din PSD după ce s-a opus ordinului de partid și s-a prezentat la o ședință de Consiliu Județean, unde a votat la fel ca PDL-ul, invocând binele cetățeanului.